Bună seara! Bine ați venit la primul atelier TriStyle cu sănătate, primul atelier din seria cu tema orarul meselor în timpul școlii de acasă. Tema de astăzi este micul dejun. Cu siguranță acest subiect v-a trezit interesul, pe de o parte datorită importanței pentru sănătatea copiilor și pe de altă parte datorită unor condiții mai speciale care s-au creat în acest an. Pe de altă parte, programul TriStyle cu sănătate, despre care cred că ați auzit, a desfășurat multe ateliere cu părinții, însă nu în acest format. Este și pentru noi prima dată când ne întâlnim, iată, prin intermediul laptopului, a computerului, prin intermediul ecranului. Această întâlnire este un pic mai specială, dar vă rog să nu vă intimidați, vă rog să ne scrieți, vă rog să puneți întrebări și să ne simțim aproape ca întotdeauna. Nu pot să nu încep această prima întâlnire a noastră, la care sper că participă și părinții, și profesorii, și copiii, fără să vă dau câteva amănunte despre programul TriStyle cu sănătate. Așteptați un minut să deschid prezentarea mea și imediat voi continua. De-a lungul atelierului voi mai reveni cu sfaturi și povești din TriStyle cu sănătate legate de orarul sănătos al meselor. Spuneam despre programul TriStyle cu sănătate, pe care mulți dintre voi îl cunoașteți. Este un program în care copiii învață cu ușurință care sunt elementele unui stil de viață sănătos, ajutați de o TriStyle fermecată. TriStyle cu sănătate, împreună cu personaje din lumea basmului popular, capra și cei trei eduți. Scopurile principale ale programului sunt sănătatea și starea de bine, precum și educația de calitate. Iată, în anul trecut, 20.000 de copii au beneficiat de acest program. 100 de profesori au fost educați. 500 de părinți au participat la atelierele de anul trecut, 100 de voluntari și 150 de participanți la conferința Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Un mare câștig al anului trecut a fost dezvoltarea unei pagini web pe care noi am putut să afișăm cărțile noastre. Iată, le găsiți în format digital. Puteți să le răsfoiți, toate aceste cărți ale noastre, direct de pe site-ul traistacusanatate.ro. În primul rând, vreau să vă prezint acest pachet educațional care a fost alcătuit pentru a susține disciplina opțională pentru educație sănătoasă, TriStyle cu sănătate. Acest pachet, iată, cuprinde suportul educațional, precum și două ghiduri, un ghid pentru ciclul preșcolar și un ghid pentru ciclul primar. De asemenea, în programul nostru am urmărit evoluția greutății la copiii ca participanți la program și în zona urbană am observat, ca urmare a activităților noastre, o scădere a prevalenței obezității și supraponderalității începând cu anul 2017. În mediul rural, unde creșterea a mers până în 2018, am observat rezultate pozitive începând cu 2019. Cu mare bucurie vă anunț că programul TriStyle cu sănătate este partener Nestle, astfel încât ideile noastre sunt popularizate pe site-ul Nestle și sunt cunoscute de întreaga lume. Iată personajele de poveste pe care noi le-am folosit în poveștile noastre pentru copii au ajuns să fie cunoscute de întreaga lume. Mai departe, vă invit să urmăriți prezentarea primului nostru invitat, Nicoleta Tupiță,
nutriționist dietetician la Nestle România. Rămâneți cu noi până deschidem filmul. Bună ziua tuturor! Numele meu este Nicoleta Tupiță, sunt nutriționist dietetician și practic această profesie în cadrul Nestle de mai bine de 7 ani. Printre responsabilitățile mele se numără inovarea și renovarea de produse, dar și implicarea companiei în programe de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor. Tocmai de aceea azi am decis să dezbatem împreună o temă comună, dar în același timp din ce în ce mai controversată, cea importanței micului dejun. Știm cu toții că se spune despre micul dejun că este cea mai importantă masă a zilei, dar în ultimul timp aș spune că este cea mai controversată masă a zilei și asta din cauza unor trenduri dietetice, cum este și cel al postului intermitent, care încurajează mai ales populația adultă spre a nu lua micul dejun și promit anumite beneficii pentru persoanele care nu iau micul dejun. Desigur, părerile specialiștilor și de asemenea și evidențele din literatura de specialitate sunt destul de împărțite, totuși am decis să arunc o privire mai îndeaproape a evidențelor științifice și a trendurilor dietetice. Și să vedem dacă micul dejun rămâne în continuare o masă importantă sau cea mai importantă masă a zilei. Am început prin a mă uita puțin în istorie și se pare că micul dejun a fost consumat într-o formă simplă și în perioada antichității, grecii, romanii, egiptenii obișnuiau să consume un mic dejun simplu, format din pâine, din brânză, din fructe uscate, legume, ulei și mai consumau și vin și bere sub o formă mai diluată. În perioada medievală, în schimb, micul dejun a început să fie mai controversat. Era mai mult o masă luată de copii, de bolnavi, de muncitori, de țăranii care munceau câmpul și mai puțin de nobilime. Pentru că Biserica Catolică considera micul dejun un semn de lăcomie și atunci un păcat chiar. Și nobilii, mai ales bărbații, se fereau să ia micul dejun pentru că era un gest destul de rușinos, aș spune, văzut ca o rușine și ca o lăcomie. Prin urmare, micul dejun a avut de suferit aici, reputația lui a avut de suferit în perioada aceasta, dar s-a menținut totuși în Europa de Est, acolo nu s-au simțit aceste efecte ale Bisericii Catolice și atunci se lua un mic dejun destul de continental. La fel ca în zilele noastre. În zilele noastre, mai mult de 80% din populație se pare că ia micul dejun. Procentul este mai mic în rândul adulților, tineri și adolescenților, dar este mare, mai mult de 90% în rândul copiilor și al adulților și al vârstnicilor. Iar micul dejun este fie sub o formă de mic dejun mai consistent, acel mic dejun continental, fie, dacă ne uităm în zona mediteraneană, Franța, Spania, Italia, este un mic dejun mai frugal. Simplu, pâine, roșii, ulei de măsline, unt. Prin urmare, în zilele noastre ne punem întrebarea dacă micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Uitându-ne în istorie, dar și la trendurile dietetice, se pare că acest răspuns nu este chiar atât de simplu și s-ar putea să fie destul de controversat, cum spuneam. Cu toate acestea, uitându-ne la unele rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății, la evidențele din literatura științifică, balanța înclină mai mult spre beneficiile luării micului dejun și mai ales atunci când vorbim de copii
și adolescenți, micul dejun se pare că este asociat cu un aport mai mare de micronutrienți, cu o dietă mai bună, care include mai multe fructe și legume, cu un consum mai rar și mai redus de băuturi răcoritoare dulci, cu un IMC și un risc de obezitate mai mic, îmbunătățirea funcțiilor cognitive și îmbunătățirea performanțelor academice. Cu toate acestea, în România, uitându-ne la raportul Organizației Mondiale a Sănătății, se pare că doar 50% sau mai puțin de 50% dintre copii și adolescenți iau micul dejun în fiecare zi în care au școală. Și ne aflăm printre țările cu frecvența cea mai mică de luare a micului dejun, din păcate. Deci aici mai avem de lucru, noi ca specialiști să încurajăm copiii și părinții să aibă această practică în familie, iar problema neluării micului dejun de către adulți se reflectă și asupra copiilor, pentru că dacă micul dejun nu este o practică în familie, automat nici acel copil sau copiii din familia respectivă nu vor lua micul dejun. De asemenea, frecvența luării micului dejun este mai mică chiar la fete, pentru că mai ales în perioada adolescenței ele încep să fie din ce în ce mai preocupate de siluetă și atunci încearcă să-și reducă aportul caloric per total și de multe ori acesta se întâmplă prin renunțarea la micul dejun. Și în ultimul rând aș vrea să concluzionez, timpul a fost scurt, aș vrea să concluzionez prin faptul că noi la Nestle avem un angajament destul de puternic să ajutăm 50 de milioane de copii să trăiască mai sănătos până în 2030 prin îmbunătățirea constantă a produselor noastre și prin lansarea unor produse noi, mult mai nutritive. Și aici aveți câteva exemple de ce facem cu portofoliul nostru de cereale, cum îl îmbunătățim, dar și de alte produse cu beneficii nutriționale pe care le-am lansat în ultimul timp. Și de asemenea ne implicăm în promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor prin susținerea unor programe naționale, cum este Traista cu Sănătate, cum este Și Eu Trăiesc Sănătos, și prin lansarea unor tool-uri, unor ustensile, să spun așa, utile părinților în educarea copiilor spre un stil de viață mai sănătos, și am lansat anul acesta Nutriporția, o farfurie care ajută părinții să pregătească mese echilibrate nutrițional pentru prânz și cină, nu pentru micul dejun, pentru că acolo, cum spuneam și cum ați observat din prezentarea mea, încă se lucrează și se studiază care sunt cele mai bune recomandări sau care ar trebui să fie recomandările pentru mic dejun. Dar concluzionând, vă mulțumesc pentru atenție și aș spune că da, micul dejun este poate nu cea mai importantă, dar o masă importantă a zilei și că ar trebui să o promovăm în primul rând în rândul copiilor și adolescenților și apoi și în rândul adulților, de multe ori aceștia fiind un exemplu pentru copii. Vă mulțumesc! Revenim la tema atelierului de astăzi și anume micul dejun în timpul școlii de acasă, școală de acasă. Iată un termen nou cu care trebuie să ne obișnuim. Nu se știe, iată, cum trecem dintr-o perioadă în alta și cu această școală de acasă, până la urmă, trebuie să ne obișnim. Trebuie să știm ce să facem. Iată câteva date pe care vreau să vi le prezint. Evoluția îmbolnăvirilor cu infecția COVID-19 a crescut în mod semnificativ, începând cu septembrie, octombrie, decembrie, deci imediat după deschiderea școlilor. Iată un motiv de îngrijorare, iată un motiv pentru care trebuie să ne gândim în primul rând la sănătatea copiilor.
Studii care s-au făcut, și iată aici un studiu publicat chiar în 2021, arată că copiii sunt foarte afectați de această izolare, de carantină, de ruperea de mediu școlar. La băieți, mai importantă este depresia, creșterea răspunsului inflamator, scăderea condiției fizice și adipozitatea, creșterea în greutate. La fetițe este tulburat contactul social, sentimentele, emoțiile, dar și un risc mai mare de fractură. Iată, în Italia, la Verona, un studiu a publicat niște date foarte interesante legate de un grup de copii care a fost studiat înainte de pandemie, în 2019, și apoi studiile făcute în luna martie, aprilie, imediat în timpul pandemiei. Ce putem observa? Putem observa modificări în comportamentul alimentar. V-ați gândi poate că copiii stând acasă, mâncând mai sănătos, mâncare gătită în familie, vor avea o alimentație perfectă. Ei bine, n-a fost așa. Acest studiu relevă că alimentația în condiții de carantină duce la tulburări de aport alimentar. În acest studiu s-a observat cum copiii mănâncă mai multă carne, în special carne roșie, mănâncă mai puține legume. De asemenea, a crescut consumul de fructe și foarte mult, de asemenea, a crescut consumul de cartofi prăjiți și de chipsuri. Iată, deci, probleme pe care trebuie să le cunoaștem, nu numai la nivel de specialist, la nivel de medic sau nutriționist, dar și la nivel de familie. Din acest motiv, un grup de lucru a considerat că pentru această perioadă de pandemie, o atenție specială pentru sănătatea copiilor trebuie acordată dietei și activității fizice. Și iată aici câteva recomandări foarte importante pe care nu le voi detalia pentru că le vor discuta în amănunt invitații noștri privitoare la dietă. Iată comportamentele de a mânca împreună cu familia, de a avea 3 mese pe zi, de a varia alimentele, de a avea multe legume și fructe pentru hidratare și vitamine, de a avea tot timpul numai mâncare sănătoasă la îndemână. Și de asemenea, iată câteva idei pentru a crește imunitatea organismului folosind alimente antiinflamatoare și hidratând foarte bine organismul, și anume prin consumul de legume, fructe care sunt bogate în vitamina C, sunt bogate în polifenol și bogate în prebiotice. De asemenea, iaurt, care este bogat în probiotice, pește, care este bogat în acid graș omega-3, nuci, care sunt bogate în polifenol și cereale integrale, de asemenea, bogate în prebiotice. Bineînțeles, foarte multă apă, să nu uităm consumul de apă. Pentru că, iată, în programul nostru noi urmărim și date din țara noastră. Am vorbit despre alte țări, dar în țara noastră, care sunt atitudinile, obiceiurile privind ritmul meselor, așa cum am spus, tema noastră a atelierului. Pentru că ne vom opri doar la micul dejun în acest atelier, iată că am obținut la grupul de studiu, care iată a cuprins aproape 2000 de răspunsuri, și aceste răspunsuri au venit de la copiii participanți la program de vârste foarte diferite. Observăm că în
în grafic, 72% dintre copii iau micul dejun în fiecare dimineață, ceea ce este sigur un procent îmbucurător. Totuși observăm că alți copii, 15%, iau micul dejun doar de 3 ori sau mai mult pe săptămână, precum și alții care nu-l iau niciodată micul dejun. Există și această categorie. Am sugerat dacă putem să creștem această ritmicitate, să respectăm ritmul meselor prin diferite întrebări. Și uitați-vă un pic la acest grafic să remarcați un lucru foarte interesant, chiar la prima întrebare, dacă copilul poate să stabilească un program de somn cu ore de culcare și ore de trezire. Foarte interesant este că cam jumătate din copii au zis că nu. Deci, jumătate din copii nu pot să-și stabilească un program de somn, ceea ce mi se pare foarte grav. Iată și alte întrebări pe care le-am pus în acest chestionar și mi s-au părut de asemenea interesante. Le puteți găsi în prezentarea noastră. Concluzie. Copiii, mai ales cei cu obezitate, se confruntă cu riscuri psihosociale crescute în timpul pandemiei cu COVID-19. Stresul exacerbează inflamația și răspunsul imun la COVID-19 la copii, mai ales la cei cu obezitate. Pandemia COVID-19 a întrerupt în mod semnificativ rutina zilnică a copiilor. Efectele asupra mediului obezogen și crescut de către COVID-19 pot afecta grav sănătatea. Dau cuvântul mai departe colegilor mei care sunt specialiști, nutriționiști, masteranți sau deja absolvenți de master. Și prima invitată este Cristina Amalia Manolache, care va prezenta porțiile alimentare din Traista cu Sănătate. Un scurt moment pentru a realiza această trecere. Bună seara! Mă numesc Manolache Cristiana Amalia, iar astăzi vă voi prezenta porțiile alimentare din Traista cu Sănătate. Pentru a ne forma un stil de viață și pentru a putea pregăti un mic dejun sănătos, trebuie să știm din ce categorie ne luăm fiecare aliment. Cu toții avem o traistă cu sănătate din care ne alegem alimentele pentru fiecare masă. După cum puteți vedea, la baza traistei avem apa, care trebuie consumată zilnic într-o cantitate de cel puțin 6 pahare. Este de asemenea necesar consumul de 6 porții din categoria feculentelor. Din această categorie fac parte cerealele, leguminoasele, 5 porții de fructe și legume, 3 porții zilnice de lapte și lactate, cât și 2 porții de carne și subsistențe ai cărnii. Grăsimile și dulciurile trebuie însă consumate într-o cantitate mult mai mică. Și nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont și de activitatea fizică, parte esențială din traista cu sănătate. Acum că am văzut care sunt categoriile de alimente importante, cum putem crea o farfurie sănătoasă? De multe ori, mărimea farfuriei influențează cantitatea de alimente pe care o consumăm la fiecare masă. Atunci când folosim farfurii de dimensiune mare, tindem să nu mai ținem cont de cantitatea pe care o ingerăm. Astfel, aducem un aport de energie mai mare decât are nevoie organismul nostru. Pentru a înțelege mai bine împărțirea alimentelor, putem măsura porțiile cu ajutorul unei farfurii cu diametru de aproximativ 20 de centimetri. Aceasta se numește metoda farfuriei. Un sfert din farfurie va fi umplut cu o porție de carne sau subțienți, de exemplu brânză, ou. Alt sfert va fi umplut cu cereale, orez, paste, cartofi sau mămăligă, iar jumătatea rămasă va fi folosită pentru legume și fructe. Așa cum vedeți în farfurie, jumătate din farfuria sănătoasă este compusă din legume și fructe. De ce sunt totuși legumele și fructele importante?
Legumele și fructele sunt o parte importantă, deoarece nu sunt dense caloric și au numeroase beneficii, în special în rândul copiilor. Ajută așadar la creșterea și dezvoltarea acestora. Aceste beneficii sunt datorate nutrienților, fibrelor și numeroaselor vitamine pe care fructele și legumele le conțin. De aceea pot fi introduse și la micul dejun. Pentru dezvoltarea copiilor, carnea sau substituenții de carne, la fel ca și cerealele, trebuie de asemenea introduși în alimentația acestora. Acum că am văzut cum arată o farfurie sănătoasă, ce metodă simplă putem folosi pentru a măsura porțiile? O metodă foarte utilă, atât pentru adulți cât și pentru copii, este măsurarea porțiilor cu ajutorul mâinilor. Așa cum observăm în imagine, pentru fiecare grupă de alimente folosim această metodă în mod diferit. În cazul feculentelor, precum cartoful, pastele, orezul, folosim ca metodă de măsurare pumnul, 2 mâini căuși pentru fructe și legume, 2 degete pentru o porție de cașcaval sau un pumn pentru o porție de brânză. Cu ajutorul palmei, fără degete, putem măsura carnea și peștele, iar pentru grăsimi se va folosi un vârf de deget, care este echivalentul unei lingurițe de ulei. Așadar, pentru a crea un stil de viață sănătos, trebuie să introducem fiecare grupă alimentară și să ne folosim de diversele metode de măsurare, ce sunt atât la îndemâna copiilor cât și a adulților. Iar acum aș vrea să vă prezint o idee de mic dejun sănătos foarte simplu de pregătit. După cum puteți observa, jumătate din farfurie este compusă din legume. Este o salată de roșii cu rucola, semințe de dovleac, susan și alb și susan negru. Avem o chiflă cu semințe, o omletă cu puțină sare și oregano. Vă mulțumesc foarte mult! După o scurtă pauză, va continua colega mea, grădinarul Diana Elena. Bună seara! Numele meu este Diana Elena Grădinaru și astăzi voi vorbi despre micul dejun în perioada școlii de acasă. După cum am și văzut în comentarii, că deja au apărut întrebări despre beneficiile micului dejun. Așa cum a explicat și colega noastră Nicoleta, beneficiile sunt foarte multe și în special pentru copii. S-au observat beneficii asupra performanței școlare, aportul crescut de nutrienți, prin legătura și echilibrul pe care îl avem consumând alimentele la toate cele trei mese principale, ne asigurăm astfel un aport de nutrienți crescut. Astfel, ei, luând și micul dejun și prânzul și cina, ne ajută să ne menținem o greutate optimă. Deci, în concluzie, un mic dejun echilibrat este esențial pentru energia în timpul dimineții, pentru a ne lua energie în timpul dimineții. Așa că, făcând școala de acasă, m-am gândit că ar fi ideal să avem câteva idei despre de mic dejun, care să fie adaptat. Știm că un mic dejun nu trebuie să dureze mult, trebuie să îl facem rapid în 5 minute ca să îl mâncăm, pentru că de multe ori sărim peste acest mic dejun, pentru că poate copiii preferă să doarmă un pic mai mult, pentru că știți foarte bine, în perioada asta, somnul este lăsat mai mult pe copiii, cum a spus și doamna doctor, nu și-au planificat, nu au copii un plan al somnului și neavând această planificare, preferă să doarmă dimineața mai mult. Orele online încep, ei trebuie să se grăbească, să se pregătească, să deschidă calculatoarele pentru a se conecta și sar rapid peste micul dejun. Uneori îl mănâncă în fața calculatoarelor și acest lucru nu este deloc bine. Așa că câteva idei simple și rapid de făcut, atât de părinți, unde vă pot ajuta și copiii, nu? O felie de pâine, un ou și o cană de lapte sau un iaurt se pune și se pregătește rapid și se mănâncă și repede. O porție, două de cereale sau cu o felie integrală de pâine și o cană de lapte sau un iaurt. Sau mai avem varianta unei felii de pâine integrale cu o bucățică de carne slabă și o cană de lapte sau iaurt. Sau o altă idee ar fi o porție de brânză de vaci cu o felie de pâine, pentru că
nu-i așa, ne-a explicat colega mea Cristiana porțiile și acum este ușor să adaptăm aceste porții la ideile noastre și la necesarul nostru energetic. Iar aici, după cum o puteți observa, din toată planificarea pe care a făcut-o Cristiana, le avem un pic mai bine așezate pe categorii și numărul de porții, ca să știm exact, da? Pentru că am văzut traista cum arată pe fiecare nivel, dar ne este mai ușor să reținem, să le vedem așa. Așa că, pentru final, am o propunere. Pentru că noi vom avea trei teme diferite, acum este micul dejun, apoi este prânzul și cina, împreună cu copiii dumneavoastră, să vă planificați un meniu și din aceste categorii să vă formați micul dejun. În continuare, o să vă prezinte colega mea, dascălul Loredana Elena. Bună seara, eu mă numesc Loredana Dascălu și o să vă vorbesc astăzi despre importanța gustărilor dintre mese. În primul rând, gustările sunt importante în alimentația noastră, deoarece ne ajută să ne acoperim necesarul energetic de pe parcursul zilei sau atunci când facem mișcare. Un alt motiv pentru care este important este deoarece ne scade foamea și ne împiedică să mâncăm o cantitate excesivă la următoarea masă principală. De asemenea, este importantă pentru că ne ajută să avem o creștere și o dezvoltare optimă a copilului. De obicei, copiii sunt foarte activi și au un necesar energetic crescut, adică trebuie să consume un număr destul de mare de kilocalorii, dar și alți nutrienți esențiali, cum ar fi vitaminele și mineralele sau acizii grași nesaturați. Aceștia totodată nu pot consuma cantități foarte mari de alimente la o singură masă și astfel o gustare sau două pe parcursul zilei poate ajuta să își obțină toți nutrienții necesari pentru ziua respectivă. La ce ar putea duce absența unei gustări? Ar putea însemna un interval foarte mare de timp între mesele principale și care duce la apariția senzației de foame, fapt care ar putea determina copiii să devină agitați sau să aibă dificultăți de concentrare asupra unei sarcini. Câteva aspecte de care trebuie să ținem cont în alegerea unei gustări sănătoase. În primul rând, combinarea nutrienților. Copiii trebuie învățați să aleagă alimente din diferite grupe alimentare. Un alt aspect important este faptul că gustarea trebuie să fie de dimensiunea potrivită, deci să respectăm porțiile despre care ne-a vorbit și Cristiana din Traista cu Sănătate. Să alegem alimente cu un conținut scăzut de zahăr și grăsimi, dar care să fie îmbogate în fibre alimentare pentru un management cât mai bun al greutății corporale. Vizarea fructelor și a legumelor și a gustărilor din cereale integrale și lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Limitarea băuturilor și alimentelor care conțin zahăr adăugat. Sunt de preferat de asemenea fructele proaspete, deoarece acestea sunt o alegere mai sănătoasă, deoarece conțin mai multe fibre decât sucul făcut din fructul respectiv. Și un alt aspect important este combinarea de proteine și carbohidrați pentru a ne crește astfel sațietatea. Deci să alegem gustări din mai multe grupe alimentare. Aici sunt câteva exemple de gustări sănătoase. În prima imagine avem o cremă de brânză consumată cu legume proaspete. Astfel ne putem acoperi necesarul zilnic de vitamine și minerale, calciu din lactate. În al doilea exemplu este un humus care poate fi făcut din nouți sau din fasole consumat de asemenea cu legume proaspete, bruschete cu o bucată de brânză și legume la alegere sau un iaurt consumat cu fructe proaspete și o lingură de cereale integrale. Trebuie să menționăm faptul că este important să ne pregătim acest iaurt, este recomandat să-l consumăm cu fructe proaspete și să-l pregătim noi în defavoarea celor cumpărate deja din comerț, deoarece sunt foarte bogate în zahăr.
De asemenea, iaurtul poate fi combinat cu fructe oleaginoase, la alegere între nuci, migdale, caju și, ca ultim exemplu, o budincă care poate fi preparată din lapte cu orez, griș cu lapte, la care se pot adăuga câteva fructe sau chiar semințe de chia cu lapte. Eu vă mulțumesc și în continuare urmează colega mea, Oana Andreea Dumitrașcu. Bună seara, mă numesc Oana Dumitrașcu și vom discuta câteva aspecte ale unui comportament alimentar sănătos. Ce este comportamentul alimentar? Comportamentul alimentar este ansamblul acțiunilor și atitudinilor legate de alimentație și toate acestea se formează cel mai bine în copilărie și se vor menține pe parcursul întregii vieți. Ce înseamnă un comportament sănătos? Să mâncăm atunci când ne este foame, să ne oprim din mâncat atunci când ne simțim plini și satisfăcuți și să mâncăm la ore regulate pentru a ne satisface foamea. Sunt câțiva termeni cheie de care trebuie să ținem cont. Vorbim despre foame, vorbim despre poftă, vorbim despre sațietate, vorbim despre saturație. Cum recunoaștem foamea? Foamea fizică este declanșată de nevoia de a mânca și furnizează organismului energia de care are nevoie, ca să-și desfășoare funcțiile de bază, dar și ca să ne susținem anumite activități fizice, să ne reglăm procesele de, să ne reglăm temperatura corpului. Când organismul nostru are nevoie de energie, putem simți poate o senzație de slăbiciune, poate crampe în stomac, unii dintre noi devenim puțin anxioși, ne doare capul, suntem nervoși. Și dacă ar fi să dăm o notă pentru foame pe o scală de la 1 la 10, cel mai bine ar fi să mâncăm undeva pe la nota 6-7. Ce se întâmplă dacă nota este sub 5? Este posibil să vorbim atunci de o poftă, care este de obicei declanșată de un stimul poate vizual, de exemplu vedem ceva care ne place, poate simțim mirosul unui aliment preferat. Pentru o greutate corporală adecvată, este bine să nu dăm curs acestor pofte. Un alt aspect important de care trebuie să ținem cont într-un comportament alimentar sănătos este bilanțul motivelor pentru care mâncăm. De ce mâncăm? Mâncăm doar pentru că ne este foame sau pentru că ne este poftă? Nu, din păcate, de multe ori putem mânca din cauza că, nu știu, ne-am plictisit de orele online și plecăm până la frigider să vedem ce mai găsim acolo. Sau vedem niște prieteni de-ai noștri că mâncăm și noi cu ei chiar dacă nu ne este foame. Sau mâncăm pentru că ne simțim singuri sau pentru că suntem supărați sau pentru că suntem îngrijorați pentru testul de mâine. Motivele bune pentru a mânca, în general, sunt pentru a ne completa energia organismului, să, nu știu, să creștem mari și sănătoși și puternici în cazul copiilor. Mâncăm la niște ore potrivite, la orele mesei, ne luăm mesele, ne luăm gustările, dar încercăm să evităm pe cât posibil să tot ciugulim de mai multe ori pe zi. Este important să înțelegem că alimentele nu sunt bune sau rele. Este foarte important să mâncăm din motivele corecte, să ne potolim foamea, să avem resursele necesare care să asigure creșterea și dezvoltarea, dar și să ne putem satisface și să putem face corect toate activitățile zilnice. Vă mulțumesc și în continuare colega mea Ioana Câmpanu vă va povesti cum trebuie organizat timpul în această perioadă a școlii de acasă. Vă mulțumesc! Bună seara! Numele meu este Ioana Andreea Câmpanu, sunt nutriționist dietetician și mă bucur foarte mult să vă găsesc în număr cât mai mare alături de noi. În cele ce urmează, vom discuta despre managementul timpului în perioada școlii online.
Această pandemie a venit cu noi provocări pentru toți, provocări care ne-au scos puțin din zona noastră de confort și care ne-au obligat cumva să ne adaptăm. Pentru școlar, trecerea de la orele din sala de clasă la orele online a venit cu o anumită schimbare a ritmului, care la rândul ei, această schimbare, a adus anumite modificări, printre care servirea meselor în fața ecranului, fie că este vorba despre telefon, tabletă, laptop sau calculator, mâncatul în fața acestor dispozitive nu este recomandat, întrucât nu mai este vorba despre un mâncat conștient, este vorba despre un consum nelimitat, ca să spunem așa, nefiind limitat de centrii satietăți. De asemenea, o altă schimbare care a venit cu această pandemie a fost un timp mai îndelungat petrecut pe scaunul din fața calculatorului, care face parte din sedentarism. De asemenea, o creștere a timpului petrecut în mediul online, pe lângă orele pe care școlarul le petrece în fața calculatorului, întrucât aceasta este modalitatea în care el poate învăța în acest moment, școlarul petrece alte ore în diverse contexte care pot crea dependență și aici voi da exemplul dependenței de jocuri. Și nu în ultimul rând, o altă schimbare este interacțiunea socială care a fost limitată. De aceea, implicarea părinților în organizarea timpului școlarului este esențială. Crearea unui program îl va ajuta să înțeleagă gestionarea timpului, îl va ajuta să-și formeze obiceiuri sănătoase și aici aș aminti consumul micului dejun, îl va ajuta să-și dezvolte autodisciplina și responsabilitatea. Propunerea cu care eu vin în fața dumneavoastră este organizarea timpului sub forma unui orar. Acest orar fiind împărțit în trei categorii, în subcategorii, și anume orarul meselor, orarul activităților școlare și orarul activităților extrașcolare. Orarul meselor ar trebui stabilit pentru a-i oferi organismului suficientă energie pentru a duce la bun sfârșit toate activitățile pe care școlarul și le-a propus în ziua respectivă. Pe lângă necesarul energetic, care este foarte important, mai ținem cont și de schimbările hormonale care apar, spre exemplu, insulina care se secretă în imediat apropierea micului dejun și absența micului dejun ar putea însemna un semn de alarmă pentru organismul nostru, care ar percepe această absență ca fiind o înfometare. Astfel, corpul nostru, neavând suficientă energie, va lua din depozitele musculare ceea ce are nevoie. Vorbim puțin despre orarul activităților școlare, care ar trebui cu strictețe respectate și aș pune accentul pe pauze. Pauzele dintre ore, ele sunt benefice și copilul ar trebui să se rupă puțin de activitățile școlare, să aerisească camera, să poată lua o gustare sănătoasă și, cel mai important, cred că să se hidrateze. Nu în ultimul rând, vorbim despre orarul activităților extrașcolare, care ar trebui să conțină activități casnice. Vedem importantă implicarea copilului în activitățile casnice, în cumpărături, în prepararea meselor alături de părinți, în igienizarea camerei și activități sociale, printre care plimbările cu prietenii, jocuri în familie, alături de familia restrânsă sau familia îndepărtată, bineînțeles, ținând cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind transmiterea infecției COVID-19. În încheiere, aș dori să vă transmit faptul că organizarea timpului este una dintre soluțiile care ne-au rămas la dispoziție și este foarte utilă și care ne va ajuta să realizăm tot ceea ce ne-am propus pe parcursul unei zile. În continuare, voi da legătura colegului meu, Alexa Alexandru Liviu, care vă va vorbi puțin despre sedentarism. Rămâneți aproape de noi! Bună seara tuturor! Mă numesc Alex Alexandru Leviu, sunt un nutriționist dietetician și astăzi o să vă vorbesc despre sedentarismul și importanța activității fizice, mai ales în timpurile noastre de acum. În primul rând, trebuie să știm, bineînțeles, ce înseamnă sedentarism. Auzim de foarte multe ori acest cuvânt, dar câteodată neglijăm semnificația acestuia. Sedentarismul e definit ca o perioadă prelungită de ședere sau o activitate generală care duce la riscuri asociate sănătății în detrimentul activității fizice.
Importanța activității fizice este determinată de faptul că avem anumite aspecte pe termen scurt care sunt determinate de sedentarism, cum ar fi o acumulare rapidă de kilograme, pierderea mobilității, adică copilul nu o să mai aibă aceeași dextrilitate și aceeași agilitate care o avea înainte cu câteva kilograme în minus, o incapacitate de a crea rezistență fizică, care este tot la fel determinată de acest sedentarism, obosește foarte repede copilul și nu mai are acea plăcere de a alerga cum avea înainte, de exemplu. Iar, nu în ultimul rând, izolarea socială, care vine ca și o consecință a acestui sedentarism și acumularea de kilograme. Efectele pe termen lung, ele sunt, plecăm de la un copil care este sedentar, care va deveni un copil cu suprapondere, care la rândul său o să fie un copil cu obezitate, iar dacă acest comportament o să fie ținut și de-a lungul vieții, o să devină cu siguranță un adult bolnav care are obezitate. Obezitatea predispune la multiple probleme, cum ar fi diabetul zahărat, dislipidemie, hipertensiune arterială și infarctul. Care sunt beneficiile activității fizice atunci? În primul rând, o să avem mereu un control al greutății corporale. O să creștem încrederea în forțele proprii și ducând totodată și la autoestima, care este și ea mărită. O să dezvoltăm un sistem cardiovascular care este sănătos, ne referim, bineînțeles, la inimă și la plămâni. O să îmbunătățim controlul neuromuscular, adică o să avem o coordonare a corpului mult mai bună, o să avem reflexe care sunt foarte dezvoltate, iar o să dezvoltăm totodată și abilitățile noastre sociale, în primul rând datorită imaginii de sine care aceasta o să fie foarte pozitivă. Cum combate sedentarismul în rândul copiilor? Prin diferite activități. Dacă copilul nu are posibilitatea să iasă în aer liber, acum cum parcurile sunt închise, nu prea putem să ieșim cu copiii în parc, deci o să trebuiască să găsim anumite activități în interiorul casei care să reușească să aducă un fel de activitate fizică cu copilului. Un exemplu practic, să dăm frâu dezvoltării talentului artistic al copilului. Este considerată și această activitate fizică. Pur și simplu, de exemplu, să picteze sau să deseneze, sau dacă are un animal de companie în casă, se poate juca cu acesta, sau dacă vedeți că este foarte mult deranj în camera respectivă a copilului, puteți să puneți un cronometru în cât timp strânge mai repede acele lucruri din cameră și le pune la loc. Este tot un alt exemplu de activitate fizică. Sau dacă au plăcerea și să meargă la anumite activități în afară, cum ar veni în afara casei, antrenamente la diferite sporturi, și acesta, bineînțeles, face parte din categoria activității fizice. Sau să danseze, să cânte pe melodia preferată, de exemplu în pauza care este între diferite ore, alea 5 minute poate da drumul la un video pe YouTube cu melodia preferată și în felul acesta se poate manifesta și o descărcare, dar în primul rând o activitate fizică pentru el. Acestea sunt câteva exemple care ne-am gândit care ar fi utile pentru un copil, mai ales dacă stă în casă. În următoarele minute o să vină doamna profesor din învățământul preșcolar, director al grădiniții cu program prelungit numărul 14 din Iași, doamna Ana Maria Irina. Bună seara tuturor participanților din această seară. Ne bucurăm că ați ales să petreceți alături de noi timp prețios, spunem de calitate, pentru a afla câteva informații despre alimentația sănătoasă a copiilor. Sigur că cei antevorbitorii mei au fost foarte tehnici pentru că sunt specialiști, însă m-am gândit că astăzi am putea aborda obiceiurile sănătoase păstrate în școala de acasă, cu toate că acum probabil sunteți focalizați pe redeschiderea unităților de învățământ. Copiii și dezvoltarea armonioasă a copiilor este importantă pentru întreaga societate, iar pentru noi, ca părinți, dar și ca pedagogi, toate nevoile copiilor sunt primordiale și în tot ceea ce întreprindem sunt cei mai importanți. De aceea, atât în unitățile școlare, cât și în familie, de fiecare dată vrem să le oferim totul la superlativ și
de cele mai multe ori ni se pare că nu e de ajuns. Dar în alimentație, la fel ca și în educație, bazele se pun de foarte devreme. De aceea copilăria constituie momentul modelării și educării de orice natură. Așa cum spunea doamna doctor anterior, că pandemia de COVID a întrerupt în mod semnificativ rutina copiilor, aș vrea să vă reamintesc de rutina lor din grădiniță, de momentul de înviorare, de momentul de dimineață, de începerea activităților, de micul dejun din grădiniță, unde copilul nu avea posibilitatea să aleagă din mai multe alimente, ci era un meniu gândit, așa cum au prezentat colegii nutriționiști, un meniu gândit bazat pe alimente hrănitoare, pentru că de foarte multe ori auzim alimente sănătoase și nesănătoase. Eu le-aș spune hrănitoare și mai puțin hrănitoare sau total nehrănitoare, adică acele dulciuri, snack-uri pe care noi nu le dorim în alimentația copiilor. Sigur că întreruperea aceasta semnificativă a rutinei v-a transformat pe dumneavoastră în cei care ați preluat foarte multe roluri. Pe lângă faptul că sunteți părinți, dacă ați lucrat de acasă, ați avut și rolul de angajat, a trebuit să lucrați cu copilul, ați preluat și rolul profesorului și această supraîncărcare de roluri probabil că a generat destul stres. Iar ceea ce vreau să vă propun sunt câteva modele de păstrare a acestui echilibru. E important să stabilim copiilor un program, așa cum s-a mai spus, să implicăm copilul în activități, să îi propunem să pregătim micul dejun împreună sau să stabilim sarcinile pe care le avem de realizat în ziua respectivă, sigur și stabilirea unor termene pentru a-i da satisfacții mici în fiecare zi. Micul dejun ar trebui să fie masa principală de dimineață și, sigur, așa cum spuneau nutriționiștii, e bine ca micul dejun să fie luat în familie, nu în fața dispozitivelor, tablet, laptop sau telefon, sau să sărim peste micul dejun. E bine ca copilul să fie stimulat să servească mai multe alimente dimineața, să fie puse în farfurii mici și el să fie încurajat să guste. Mai mult decât atât, masa trebuie strânsă la un moment dat și nu lăsată acolo ca el să meargă să-și ia ori de câte ore are nevoie, pentru că în acest fel își va educa organismul pentru cât are nevoie să mănânce și cât timp îi ajunge. Sigur, la grădiniță copilul, după ce lua micul dejun, știa că până la prânz mai este o singură gustare, care de cele mai multe ori este un fruct. Și atunci el nu a putea să aleagă să mănânce alte alimente pe care acum, pe timp de pandemie, le aveți în casă și care umplu cumva timpul copilului. Știu că specialiștii susțin că acele alimente nesănătoase, dulciuri, snacks-uri, ar fi bine să lipsească cu desăvârșire. Nu o să puteți face acest lucru, de aceea e bine să le transmiteți copiilor un mesaj, și anume că corpul lor este acesta, că așa cum au grijă de sănătatea corpului prin alimentația pe care aleg să o aibă, prin activitățile pe care le desfășoară, orele de somn pe care le au, în corpul acesta vor trăi toată viața și de aceea atunci când le refuzați dulciurile, ei să știe că pentru acest motiv o faceți. Principiu, vă doresc să fiți în continuare un model pentru copil. Sperăm să revenim la rutina aceea cu care copiii sunt obișnuiți. Ce pot să vă mai spun este că felicit toate grădinițele din Iași și școlile primare care sunt parte a proiectului Traista cu Sănătate.
Și noi suntem grădinița cu program prelungit 14 și mulțumesc doamnei doctor pentru invitația de astăzi. Știu că în această perioadă de pandemie colegii din învățământul preșcolar au continuat activitățile acestea și în format online și sigur au fost și activități de îngrijire a corpului și activități de sănătate. Vă mulțumesc! Am revenit pentru că foarte multă lume dorește să știe de ce este important micul dejun. Vreau să vă prezint aici ritmul somn-veghe. Corpul nostru funcționează într-un ciclu de 24 de ore după un ritm legat de lumină și întuneric. Iată, în acest grafic puteți vedea cum curba de activitate, de vigilență sau, din contra, de minim al organismului, are un aspect cu două vârfuri, cu două maxime. Putem vedea că unul dintre maxime începe la ora 6 dimineața până la ora 8 dimineața, este acea trezire, este acel moment în care activitățile corpului cresc la maxim. Observăm cât de abruptă este această creștere a activităților organismului. Și este vorba despre activitățile de digestie, activitățile ficatului, care produce bila necesară, enzimele necesare pentru digestie, dar și utilizarea nutrimentelor care ajung la ficat. Este vorba de pancreas care produce insulină, este vorba de mușchi care folosesc foarte bine depozitele din mușchi, este vorba de glicogenul din mușchi. Toate acestea pornesc, izbucnesc, dacă vreți, dimineața. Este un lucru extrem de important ca atunci, în acel moment de izbucnire a acestor activități de care organismul are nevoie, să-i dăm energia necesară. Apoi, spre sfârșitul dimineții, spunem noi între 11 și 12, vedeți cum activitățile sunt mult mai liniștite, se ajunge la un platou. Apoi, chiar după prânz, până la ora 1-2, există o deprimare a acestor activități. Și această deprimare corespunde cu acel moment de oboseală, de somnolență, în care majoritatea dintre noi dormim un pic, ne facem siesta. Este iarăși un obicei care este legat de ritmurile corpului, este legat de buna funcționare a organismului. După acest moment de decădere a activităților, iată din nou o izbucnire spre orele 16-17, când la nivelul mușchiilor metabolismul crește foarte mult, utilizarea glicogenului muscular este foarte bună, motiv pentru care se consideră că vârful activităților fizice este tocmai în această perioadă între ora 16 și ora 17. Înțelegem de ce atunci dimineața la trezire avem nevoie de acest aport energetic care este reprezentat de micul dejun. De altfel, așa cum știm, această distribuție a meselor de-a lungul zilei, respectând de altfel perioada de lumină, este bine ca să începem dimineața cu o masă și atunci când ciclul de lumină se încheie, să încheiem și noi cu ultima masă. Între mesele principale mai poate fi luată o gustare. Este o schemă, la fel ca și celelalte imagini pe care noi le-am prezentat din cartea Traista cu sănătate. Aceste scheme sunt sub forma unor fișe pe care copiii pot să le comenteze, să le înțeleagă, să le explice și utilizăm, iată, în această imagine culorile și farfuria cu sănătate prin care ilustrăm alimentele sănătoase pe care copilul ar trebui să le mănânce dimineața. Dacă urmăriți, iată, la mesele de dimineață, este foarte important să observăm acest lucru, la mesele de dimineață, iată aici în exemplul nostru, este micul dejun și gustarea, vedem că există
foarte multe alimente bogate în glucide, în carbohidrați, acele feculente pe care noi le-am descris ca fiind pâinea din cereale integrale, ca fiind alte cereale integrale, cum ar fi orzul, orezul sălbatic sau, sigur, cartofii sunt și ei din categoria aceasta carbohidraților. În acest fel, dimineața, acești carbohidrați sunt mai bine digerați de către organism și alături de acești carbohidrați observați că punem lapte necesar pentru creșterea copiilor și proteine la o masă sau fructe și legume la gustarea de dimineață. Iată, glucidele sunt mai bine digerate în partea de dimineață a zilei. Așa cum v-am spus, aceste sfaturi le găsiți în cărțile noastre, în suportul educațional, Traista cu sănătate și subliniem importanța micului dejun la primele ore ale dimineții înainte ca copilul să ajungă la școală. În acest scop este extraordinar de important ca să existe un program al copilului, un program care să respecte aceleași ore pe cât posibil, în funcție, sigur, și de orarul copiilor, dar este foarte important pentru că, sigur, organismul, pe lângă lumină și întuneric, este reglat de mese, este reglat de activitatea fizică, este reglat de somn. Deci toate aceste activități trebuie să fie la ore fixe pentru ca și organismul să funcționeze normal. Multă lume din cei care participă la acest atelier au întrebat de unde pot lua informațiile prezentate de mine și de colegi și răspunsul este de pe site-ul Traista cu Sănătate, unde veți găsi cărțile despre care vă spuneam că fac parte din pachetul educațional pregătit pentru disciplina opțională de formarea unui comportament sănătos, Traista cu Sănătate. Aceste cărți cuprind lecții care acoperă o oră de educație pentru sănătate pe săptămână, timp de un an școlar, deci sunt 32 de lecții și de asemenea avem ghidurile de aplicare acestor lecții în funcție de vârsta copiilor și sunt aprobate de Consiliul Școlii. Deci, iată că există aceste materiale la dispoziție, ele sunt pe site-ul traistacusanatate.ro. Una dintre metodele noastre de lucru este povestea. Povestea care cuprinde personaje bine cunoscute din basmele populare. Vedem capra care are trei eduți în această poveste, la fel ca și în basmul Ion Creangă. Eduții nu sunt chiar la fel. Unul este mai subțire, subțirel, altul mai voinicuț, voinicel și la mijloc, mijlocel. Acești copii înseamnă că mănâncă la aceeași masă, mănâncă, să spunem, aceleași alimente, dar totuși modul în care ei folosesc nutrimentele este diferit. Unul poate iubește mai mult sportul, altul mai mult să citească și atunci sigur și greutatea lor este diferită. Aș întreba, pentru că iată a venit momentul întrebărilor și momentul răspunsurilor, aș întreba părinții care sunt îngrijorați pentru că copilul lor este prea slăbuț. Sunt multe mămici care vor să știe la aceste ateliere ce să facă pentru ca copiilor să se îngrașe. Mai mult decât părinții care au copii voinicuți și care nu sunt deranjați foarte tare, mai mult părinții sunt îngrijorați de greutatea mai mică a copilului. Iată, avem în această imagine pe subțire. Sunt în atelierul nostru mămici care au copii subțirei și își pun problema dacă sunt sănătoși, ce ar trebui să le dea de mâncare sau cum să
realizeze ritmul meselor și, în general, managementul timpului, iată, în condițiile școlii de acasă. O întrebare. Respectăm ritmul meselor dacă copilul este prea slăbuț? Sau îi dăm mai multe mese decât cele trei bine stabilite? Cum procedați? Aveți un orar bine stabilit de masă sau îi dați copilului să mănânce oricând vrea el și orice vrea el? Dacă sunt răspunsuri la aceste întrebări, sper să le văd pe Facebook și poate că la unele dintre ele voi răspunde și data viitoare. Sigur, răspunsul la întrebarea mea era unul simplu. Întotdeauna respectăm orarul meselor și orarul meselor trebuie să fie cât mai fix posibil. Nu se acceptă consumul de alimente în afara orarului meselor. Avem o problemă pe care părinții nu o gestionează foarte bine, aceea că copiii nu mănâncă tot din farfurie sau pur și simplu spun că nu le este foame. Cu siguranță că părinții se îngrijorează. Ei nu trebuie decât să urmeze acest sfat simplu. Masa durează 20 de minute, copilul mănâncă exact ceea ce este în farfurie, doar că cantitatea de alimente o hotărăște copilul. Dacă este foame, va mânca mai mult, dacă nu este foame, va mânca mai puțin. Oricum, copilul nu este obligat să mănânce toată mâncarea din farfurie. Este foarte important, iată, părintele care pune în farfurie, este obligația părintelui de a cumpăra, de a pregăti și de a hrăni copilul cu mâncare sănătoasă. Deci nu avem în casă cumpărate, fie că este pandemie, fie că este un timp obișnuit, nu avem cumpărate în casă decât alimente sănătoase. Aceste alimente sănătoase, sigur, le mănâncă întreaga familie în momentul mesei și nu în afara orarului meselor. Este cea mai sigură metodă de a crește un copil sănătos. Este puțin probabil ca un copil subțirel să fie bolnav. El este posibil constitutiv cu o greutate mai mică. Așa este el. De aceea și în basmul nostru avem copii de greutăți diferite, iată, subțirel, mijlocel și voinicel. Ne oprim aici cu rugămintea de a ne transmite întrebările dumneavoastră pe Facebook, la acest eveniment și pentru că avem posibilitatea să ne întâlnim săptămâna viitoare în al doilea atelier, tot în această serie Orarul meselor în timpul școlii de acasă, voi răspunde la aceste întrebări data viitoare. Dacă doriți să revedeți această emisiune, acest atelier, el este înregistrat și puteți să-l revedeți, bineînțeles, pe Facebook. Dacă doriți să folosiți materialele noastre care cuprind jocuri, povești, fișe, le găsiți pe site-ul www.traistacusanatate.ro și vă aștept cu mare drag și împreună cu invitații mei miercurea viitoare la ora 18. Iată, v-am dat idei și sper să primesc cât mai multe întrebări la care, iată, voi răspunde tot aici pe această pagină. Mulțumesc invitațiilor și ne revedem data viitoare, miercuri, 10 februarie, ora 18.